Serviciul de noapte la Radio România Actualități. Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe unde radio? Pe internet, romaniaactualități.ro și live video pe Facebook, pagina România Actualități. Ce facem în această noapte? Povestim despre un subiect tare drag mie și nu numai. Suntem mai mulți în studio aici. Ne unește dragostea de artă. Și hai să o iau așa de la stânga la dreapta. Violeta Nicolae, bună seara! Bună seara! Geta Heimer, bună seara! Bună seara! Și Daniel, o să te rog să nu ne citești știrile acum. Daniel Neguț, bună seara! Bună seara! Pe el l-auziți de obicei pe la aceste ore citind știrile. Acum a venit să ne vorbească despre artă. Bun, o să vă rog în ce ordine doriți să vă prezentați așa scurt pentru ascultătorii noștri. Mai întâi din punct de vedere profan, după care artistic. Cu cine începem? Violeta, Geta? Violeta, te rog! Cu mine, da? Păi, ce să zic, m-am gândit că să facem așa o comparație. Pot fi amatorii la nivel de profesioniști? Sau ce anume îi deosebește pe amatori de profesioniști? Este cumva școala pe care au absolvit-o? Sunt cumva studiile elementul principal care dovedește profesionalismul cumva în artă, în teatru, în cinematografie, în pictură? Ce stă la bază? Talentul sau câte facultăți ai absolvit? Ok, un subiect mai mult decât interesant, îl vom dezvolta cu siguranță pentru că de aceea suntem aici. Geta? Vorbim despre talente. Fiecare om se naște cu unul sau mai multe talente. Talentele sunt cele care în timp ne aduc împlinire. Ca psiholog lucrez foarte mult cu oamenii, dar mai ales cu copiii, pentru că aceștia au cea mai mare nevoie de a fi înțeleși. Au atât de multă nevoie de a dărui și de a primi copiii înțelegerea și aprecierea oamenilor mari. Noi facem teatru, facem muzică, facem dans, facem multe, multe altele, ca oameni mari vorbind, dar uităm că acești copii care dincolo de școală simt nevoia să se manifeste și nu ne facem timp pentru ei. Un copil, atunci când învață să-și dezvolte darul, harul cu care s-a născut, devine mult mai cooperant. Devine un copil cu care poți comunica și care are mari șanse în viitor să ajungă fericit. Pentru că noi ne naștem ca să fim fericiți. A obține fericirea de noi depinde, în primul rând de noi înșine. Și noi ca părinți, dacă avem copii care vor să se dezvolte, ar fi bine să fim așa cu ochii pe ei și să ne dăm seama la ce sunt buni copiii noștri. Și dau un exemplu. Copiii, dacă sunt urmăriți în perioada de 4, 5, 6 ani, când se joacă singuri, acolo observăm adevăratele lor daruri, adevăratele lor talente, când se joacă singur, nu când impunem noi copilului o anumită joacă sau un anumit fel de a se juca. Aici vedem bucuria lor de a trăi, de a se juca și tot așa mi-am dat seama despre fiica mea că ar fi bună ca profesoară urmărindu-i joaca de copil. Eu ca mamă îmi doream să facă cu totul și cu totul altceva, dar ea la 5-6 ani a început să spună poezii copiilor, păpușilor, pentru că fiica mea nu a vorbit decât după 4 ani și jumătate. Pare incredibil, dar așa s-a întâmplat. Și după ce am învățat-o prima poezie, care pe vremea aceea era patriotică, ea a trebuit să învețe toate păpușile această poezie și fiecare păpușă la rândul ei răspundea spunând aceeași poezie.
Și când am întrebat-o pe fiica mea, dar tu ce ți-ai dorit să fii? Ea mi-a spus, mama, tu ți-amintești când eu eram mică, de-a ce mă jucam? Mare dreptate a avut fiica mea, pentru că, într-adevăr, uite, și a dezvoltat de mică acest dar de a fi profesor. Ok, Daniel? Da, m-am simțit și eu un pic copil și pentru că tot se vorbea aici despre talentul pe care îl descoperi sau nu îl descoperi, care este sau nu este, eu am fost un copil foarte timid și am pornit pe ideea aceasta a teatrului, pentru că acum am o trupă de teatru. Daniel, o să te întrerup, da? Cu scuzele de rigoare, vei continua ideea puțin mai târziu, pentru că l-avem la telefon pe Mircea Baniciu. Bună seara, bun venit alături de noi. Bună seara. Suntem alături de niște artiști amatori, eu sunt fan Baniciu de când mă știu. Ce înseamnă să fii artist amator? Înseamnă că... modalitatea de a ajunge tu artist este una trecând printr-un hobby, aș spune eu. Cel puțin în cazul meu așa a fost. Mie mi-a plăcut muzica și mi-a plăcut să cânt la chitară, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge unde sunt astăzi. Ideea a fost că unul dintre hobby-urile mele, în afară de desen și de, altele, a fost muzica. Și iată că fără să mă implic foarte, foarte tare în muzică, am fost până la urmă nevoit să o fac în contextul Phoenix și după aceea mai departe. Dar până atunci m-am pregătit, pentru că hobby-ul meu era unul interesant pentru mine și nu numai pentru mine, și pentru colegii și colegele mele, mai ales. Îmi plăcea să cânt la chitară și chestia asta a arătat foarte bine, dădea foarte bine în perioada aceea, motiv pentru care am și studiat. Deci am luat niște cărți de învățat chitara fără profesor și după aceea am făcut și o școală de populară de arte. Deci m-am dus ca să învăț și cu profesor niște lucruri, pentru că era pentru mine era foarte interesant. Dar eu am ajuns la chestia asta pregătindu-mă, de fapt, eram student la arhitectură, voiam să fac cu totul altceva în viață. Slavă Domnului că a câștigat chitara. Da, dintr-un hobby am ajuns să fac ce fac astăzi. Bună seara, Daniel Negu, sunt... Mă roade o întrebare, da. Pentru că mie mi s-a întâmplat la un moment dat de mai multe ori să mă lovesc ca actor amator de actorii profesioniști. Cum ați fost primit de către profesioniști, să spunem așa, venind și fără școală, fără... cum s-a uitat? Păi eu am intrat în Phoenix în locul unuia dintre băieții care au făcut treabă în perioada aceea și care a plecat în state. Trupa care a rămas în perioada aceea, mă refer la Phoenix, a fost o trupă de profesioniști deja. Deci ei erau de fapt nu erau, niciunul nu avea studii muzicale, dar toți au făcut pe lângă facultăți. Spre exemplu, unii erau la arte plastice, alții la inginerie și așa mai departe. Niciunul nu avea conservator, spre exemplu. Dar a fost primit cumva cu neîncredere, aș putea spune, pentru că eram un puște interesant pentru mulți, neinteresant la început pentru unii dintre ei. Și a trebuit cumva să le dovedesc că prezența mea acolo nu este una întâmplătoare. Și asta s-a dovedit mai târziu, dar au fost niște momente penibile pentru mine în care chiar am vrut să renunț și am zis, domnule, n-am ce să caut. Deci nu e ușor. Când vrei să pătrunzi undeva, într-o zonă pe care poate că ți-ai dorit-o, dar nu cu sacrificii de asemenea natură, pentru că eu urma să renunț la școală și așa mai departe. Au fost niște lucruri destul de urâte acolo și eu n-am făcut-o pentru că era mai interesant. Nu aveam încredere sau nu eram conștient de faptul că voi avea posibilitatea să fac lucrul acesta foarte serios. O altă întrebare ar fi, ce diferențiază un profesionist de un artist amator?
pentru că vom dezvolta acest subiect în minutele următoare. În primul rând școala. Școala și școala în domeniu. Deci, un actor, părerea mea e că ar trebui să treacă prin școala de teatru. Pentru că acolo învață scândura, învață scena, învață luminile, învață de la actorii mai mari, mai în vârstă, învață lucruri pe care altfel n-ar putea să le învețe niciunde. În primul rând școala. Ok. Bună seara! Seara bună! Sunt Violeta Niculae și am și o întrebare pentru dumneavoastră. Deci, mână. Considerați că doar școala? Sau considerați că în primul rând și un pic de talent și după aceea, pentru că știm că în fiecare om există totuși un talent. Depinde de ce natură, că e talentat omul la muzică, că este talentat în teatru, că este în regie, în cinematografie, mă rog, în sfârșit. Dar este un diamant neșlefuit. Sigur că dacă prin școală se va șlefui, dar nu credeți că mai întâi trebuie să aibă dăruire pentru acea ramură în care el are acel hobby, acea dorință să o facă? Păi, e clar că un om care se duce la teatru nu se duce fără un anume sentiment și mă refer la dăruirea de care vorbiți. E clar că ideea de a face un lucru serios, că vorbim de profesionism. Sigur că. Profesionalism. Sunt mulți care trec, spre exemplu, apropo de teatru, care trec pe lângă școala de teatru. Sunt mulți actori care n-au avut școala de teatru și care au învățat pe măsură ce au jucat. Deci mă refer la cei care au avut talent și i-au influențat și pe cei cu școală. De multe ori talentul sau promptitudinea sau, cum să spun, prezența unui personaj pe scenă, dacă vorbim de scenă, este de multe ori mai importantă decât chestiile pe care le-ai învățat la școală. Și sunt lucruri care nu se învață, părerea mea. Dar majoritatea lor, exact cum ați spus, se șlefesc. Da, o avem, de exemplu, o dăm ca și exemplu pe Mihaela Rădulescu, nu? Care a început cursurile la diverse facultăți, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Filologie, Psihologie, Regie, Film, dar nu și-a încheiat studiile, încă n-a terminat niciuna. Dar asta nu înseamnă că s-a lăsat bătută până când a luptat și a lucrat și a ajuns în vârful piramidei. Bine, și ca să, dacă ar fi să vorbim despre... Cu cine știm noi că e măritată și are de toate. Dacă ar fi să vorbim și despre vârfuri, nici marele nostru actor Radu Beligan nu și-a terminat institutul și iată, a jucat pe scenă până peste 90 de ani. Am înțeles și de Birlic e vorba și mulți... Ștefan Ciubotărașu, mi corect. Se pare. Și mulți alții din garda aceea veche, fantastică de actori. Nu toată lumea are școală. Batilica Tastaman, Dumnezeu s-o zic. Am înțeles că nu avea așa teatru și era una dintre cele mai apreciate. Bine, problema în teatru este că îți trebuie destul de mult timp ca să dovedești, pe când în muzică, dacă ai voce, dacă ai talent, mi se pare că poți pătrunde mult mai repede, ești mai repede remarcat. Nu, cred că e o iluzie. Da? Și în muzică trebuie să muncești și din greu. Nu e simplu. Nu e simplu deloc. Mulți spun că trilul in și ia 5.000, cum mi s-a spus mie la un moment dat. Dar vă spun că nu mi-a fost ușor. Nu mi-a fost ușor deloc. Da. Mircea Baniciu, mulțumim foarte, foarte mult pentru intervenție. Da. Și mult succes. Abia aștept să ne vedem pe scenă, să vă aplaudăm de undeva din public de acolo. Ok, vă mulțumesc. Sănătate, numai bine. O seară bună în continuare. Mircea Baniciu, alături de Serviciul de Noapte Radio România Actualități. Vă reamintesc telefoanele noastre, pe care sunt sigur că le știți, dar ce o facem și în această seară, pentru a intra în direct: 021-312-1054. Repet, 021-312-1054. SMS-uri 0748-887766. Deja au început să vină mesajele scurte, dar înainte de intervenția telefonică, îl oprisem pe Daniel din povestea asta. Te rog. Da, pentru că vreau să continui cu ceea ce știe toată lumea. Nu există facultate de talent.
Și atunci, talentul ai sau nu-l ai? Cum spunea și maestru Baniciu, în facultate înveți, te cizelezi, mai adaugi niște lucruri, dar să ai pe ce să le adaugi. Eu am fost, spuneam, foarte timid și din timiditatea aia în care dacă se uita o fată la mine prin clasa a treia, a patra, a cincea, mă roșeam și m-a apucat plânsul, am zis, nu se poate, trebuie să fac ceva. Și din liceu am început cu teatrul. Încet, încet, armata practic am făcut-o la teatru pentru că am luat o piesă de la cap-coadă, cum era pe vremuri Cântarea României, și Blond cu ochii albaștri, Ofițer neamț, scria pe mine. Și așa, încet, încet, prin forțele proprii, aș putea spune, și ajutat de titani ai teatrului și ai filmului, m-a ajutat foarte mult Silviu Stănculescu, care era mentorul nostru, unul dintre mentorii noștri în liceu și care a stat mult de vorbă cu mine pe această temă. Hai, lasă timiditatea, vezi ce faci, uite, ești pe scenă, faci asta, faci asta, faci asta. Și îți trebuie muncă, voință și să vrei. Ziceam de voință, da? Dacă vrei, poți să faci, dar exact ce spunea colega mea mai devreme, trebuie să-ți descoperi nu neapărat un talent, poate că la mine a pornit de la ideea de a nu mai răspunde celor din exterior cu acea roșeață în obraj, plecat privirea și vedeam pe unde să mă ascund, să nu vorbesc cu ei. Și atunci mai degrabă dintr-o cerință reală de societate. Și încet, încet s-a dezvoltat, uite. Într-adevăr, teatrul, da? Într-adevăr, teatrul îi face pe copii să devină mai curajoși. Și chiar i-aș încuraja pe părinți să-i trimită pe copii la teatru, pentru că datorită înțelegerii a ceea ce înseamnă teatru, un părinte are numai de câștigat. Ca spectator sau ca mic artist? Și ca spectator, dar și ca părinte. Pentru că am întâlnit foarte mulți părinți care se plâng de copiilor pentru că nu-i ascultă sau că nu colaborează. Dar în momentul în care un copil începe să joace teatru, copilul acela reacționează altfel și acasă. Pentru că în primul rând se cunoaște pe el însuși, acest copil. Învață să te dezvolte și învață să știe ce-și dorește de la viață. Pentru că începe să pună întrebări, începe să se afirme și apare în el setea de cunoaștere. Teatrul, într-adevăr, ne dezvoltă indiferent ce vârstă avem. Pentru că îi încurajez și pe cei trecuți de o anumită vârstă să joace teatru. Pentru că este o mare frumusețe să folosești cuvântul, sentimentele, să știi că dăruiești ceva acelora care te ascultă și te privesc. Să înveți să transmiți element pe care îl folosești sau îl poți folosi și în viață ulterior. Am colaborat mult cu copiii supradotați, pentru că România este una dintre țările cu cei mai deștepți copii din lume la nivel de potențial. Acești copii se dezvoltă foarte bine în momentul în care improvizează fel și fel de situații prin actorie. Mergeam, vorbeam cu ei, dar continuăm acest subiect mai departe. Violeta? Da. Păi, așa este, cum spune colega mea, dar am câte ceva de adăugat. În primul rând, trebuie într-adevăr să ne lăsăm copiii să-și aleagă singuri. Noi îi supraveghem, îi observăm și îi îndrumăm. Dar vezi tu, în ziua de astăzi, tocmai asta e greșeala părinților, că suntem așa pe grabă, pe tot înainte, tot înainte și nu mai avem timp de una alta. De exemplu, uite, eu, până când am găsit ceea ce mi-a plăcut și ceea ce îmi place, am cochetat cu sportul foarte mult. Și am încercat un pic de canoe, am încercat un pic de atletism, de gimnastică. Până la urmă m-am oprit la sărituri în apă.
care, bineînțeles, l-am avut mentor pe domnul Decuseară, pe maestrul nostru emerit. Dar viața, vezi, m-a luat valul vieții și până la urmă hobby-ul pe care l-am avut dintotdeauna și a fost acela de a fi actriță, nu mi-am putut îndeplini. Nu l-am mai putut îndeplini pentru că asta e, m-am căsătorit, am făcut un copil și uite așa. Dar după o anumită vârstă, după ce mi-a trecut adolescența, tinerețea și am ajuns la a doua tinerețe, e, uite că mi-am permis să cochetez cu actoria. Cu actoria, cu un pic în televiziune, mai pe aici, mai pe colea, și uite așa, mi-am dat seama că am talent, că am potențial și am început cursuri. De ce nu? Chiar și de regie. Cu toate că încă nu am studiile terminate de așa ceva, dar să nu uităm că... S-a mai văzut cazuri. Dar să nu uităm că... Dar au bogată experiență de televiziune. Exact, dar știm, sigur, știm că nici Jim Carrey, da, nu a terminat, nu și-a terminat studiile. El dintr-o familie săracă provenind... Acum îi facem de râs pe toți? Nu îi facem de râs pe toți, dar măcar o parte din ei trebuie să spunem că nici Robert De Niro... a abandonat la 13 ani, da? Dar să nu uităm că 7 ani mai târziu a obținut cel mai frumos rol în filmul The Wedding Party. Iar Al Pacino la 16 ani a renunțat la școală, a plecat de acasă, a vrut să devină actor, dar după o lungă perioadă, după ce a lucrat ca om de serviciu, ca șofer, ca să-și câștige pâinea. Trebuie, da? Să spunem acolo copiilor, nu faceți așa. Ca nu ei. Vă întrerup aici, da, pentru că avem un alt telefon, dar să știți că în America toți sunt ospătari până ajung actori. De fapt, toți actorii sunt ospătari, toți pentru sunt că n-au ce face, dar au 500 de castinguri zilnic. Marian Stere, bună seara! Bună seara, bună seara! În direct alături de noi, Săriți de Muzică Ușoară, textier, îl știți foarte bine, dar a plecat pe un cu totul alt drum inițial, nu-i așa? Bineînțeles. Bine, eu inițial vreau să fiu actor. Ceva tot. Deci avem ce avem cu această idee. Păi știi de ce? Pentru că ideea este foarte strălucitoare, cum să zic eu, numai că pe vremea mea și pe vremea noastră, cum se zice, locurile la Facultatea de Teatru erau 4 și candidați 4.000. Și sigur că ideea de a deveni actor era una aproape irealizabilă, adică mamă, ia-te și tu, fă o meserie ca oamenii. Da, fă și tu o meserie. Se mai întâmplă și astăzi. Bună seara, sunt Violeta Niculae. Se mai întâmplă și bună astăzi. Bună seara, da, păi bineînțeles. Înțeleg că discuția este plecată un pic pe panta celor care fac o meserie din ceea ce au studiat. Da, jonglăm cumva între amator și profesionist, ce e acela, dacă talentul contează în aceste definiri, dacă sunt importante aceste definiții până la urmă. Dacă școala contează, adică școala, nu școala, să nu fiu înțeles, școala contează și de asta spusesem la un moment dat, am întrebat-o pe Violeta, nu faceți așa, deci școala contează, dar dacă într-adevăr poți să faci o anumită facultate, o anumită școală, dar talentul tău să fie altul. În a face o meserie, în primul rând, și o meserie bine, în primul rând trebuie talent. Iar acest talent nu ți-l dă altcineva decât Dumnezeu. Nu ți-l dă nicio facultate. Talentul este șlefuit de facultate. Dacă ai un talent, cum să spun eu, deosebit, știu și eu, vorbind acum despre partea artistică, pentru că văd că multă lume despre asta vorbește, talentul, cum spuneam, fiul de Dumnezeu. Degeaba faci un liceu, vrei să faci un liceu de, uite cum e la noi acolo, lângă radio, un liceu de senatori, nu? Cum e Tonița. Dacă nu știi să ții o pensulă în mână. Da. Indiferent cum ar fi,
Sigur că școala nu face altceva decât să cizeleze, să adauge niște elemente pe aici, pe acolo, în așa fel încât să știi ce faci, de fapt, să fii un pic mai conștient. Sau văd părinții să te facă medic, dar leșin la prima injecție. Lasă prima injecție, că și eu am vrut să mă fac medic, dar când am văzut că se fac niște pregătiri la morga, mi s-a luat repede ideea. Deci trebuie să fii și cu inima tare. Deci, clar, sunt niște lucruri, niște abilități pe care trebuie să le ai. Dacă nu le ai, așa se zice, le are sau nu le are. Știi, pe românește mai pe mahala așa. Bineînțeles că nu vreau să bat apa în piu, să vorbesc aiurea, dar uite, de exemplu, pe mine facultatea de, mă rog, și în general literele, pe mine m-au ajutat să îmi construiesc cumva mai bine cariera de textier. Știu mai, nu știu, dar astea sunt niște lucruri elementare pe care trebuie să le știi orice român. Așa trebuie să legi subiectul de predicat și să știi unde să pui virgula. Asta mi se pare mie, cum să spun, absolut fantastic. A, că vrei să devii un foarte bun textier în limba engleză? Sigur că da. Acolo mai punem un pic mâna pe carte. Bun, avem o grămadă de talente și nu le folosim pentru că ne e teamă sau pentru că așteptăm să se întâmple ceva, o altă meteahnă omului contemporan, așteaptă, în loc să provoace acel ceva. Cum e realitatea asta? Păi, e vorba de talentele ascunse? Acelea pe care le ai. Vorbeați mai devreme de... Nu, astea nu se poate mai devreme sau mai târziu. Ele se arată. Nu se poate, pentru că nu poți să duci la nesfârșit un... cum să spun eu... Știți, mi-a plăcut foarte mult o poveste foarte scurtuță, povestea aia cu căprița care păștea și a agățat fără să vrea o stea. Mi se pare că în Mary Poppins am auzit-o. Aici, chiar în povestea noastră de la radio. E bine, era steaua talentului, era o stea... și cum să zic, căprița a vrut să scape, s-a scuturat, tare a vrut să scape de steaua aia. Dar pe urmă a căutat-o toată viața. Pentru că steaua asta a talentului, cum să spun, asta e o stea sub care te naști, n-ai cum. Și steaua asta a talentului nu face altceva decât să cizeleze ideea că dacă așa te-ai născut, așa trebuie să duci mai departe ceea ce ai primit. Și pe cât posibil să oferi celor din jur darurile pe care tu le-ai primit. Nu se poate altfel. Cred că asta este o menire pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu este, cum să spun, nu e un har, e și o obligație. Așa cred eu. Da, aveți dreptate. Geta, te rog. Da, mi-a plăcut amintirea dumneavoastră referitoare la Mary Poppins. Geta Heimer mă numesc și mă bucur să vorbesc cu dumneavoastră. Și mi-am amintit de Walt Disney, care și-a dorit atât de mult să ecranizeze romanul acela special, în care Mary Poppins făcea tot felul de lucruri inimaginabile la acea vreme pentru oamenii mari. Și toată inventivitatea acestui personaj a atras după aceea foarte mulți copii în dorința de a crea și de a inventa ceea ce nu fusese inventat până atunci. Din păcate, să ne aducem aminte că s-au mai întâmplat și niște mici nenorociri, că foarte mulți copii au murit pe bune, au murit încercând să sară cu umbrela de la fereastră. Da, sau aruncând covorul magic peste fereastră, da. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le ții foarte bine sub control. Așa este trebuie întotdeauna ținut un echilibru perfect. Mi-am dorit, când apăruseră, în copilăria mea, când apăruseră filmele acelea cu Superman, care ajunseseră și la noi în cele din urmă, cu toate că le fuseseră inventate pe vremea când era tata copil, în benzi desenate, e bine, când l-am văzut pe Christopher Reeve, Dumnezeu să-l odihnească în Superman, mi-am dorit cu toată inima să pot să am acele puteri supranaturale. Toți tindem spre lucruri pe care nu le avem. Lucrurile pământești pe care le ai, le omiți pentru că le ai.
vrei întotdeauna mai mult, așa e făcut omul. Sau vrem să fim mai buni. Ceea ce se poate. Da, dar nu știu, acum în ce măsură este cântărită bunătatea asta? Adică, de care să fim mai buni în ce? Sau cum? Adică să fim mai buni decât cineva. Să fi... Întotdeauna ne aflăm într-o competiție. Decât noi înșine cei de ieri. Ar fi bine. Cred că e cea mai onestă competiție. Da, ar fi, dar cred că e cea mai mincinoasă. Și apropo de modele, să ne aducem aminte, când a apărut Nadia Comăneci, toate fetițele doreau să fie gimnaste. Și au fost niște motorașe din acestea care au lansat după aceea foarte multe talente descoperite pentru că au avut un model. Da. Și acum foarte mulți copii au început să joace. Nu se poate fără model. Nu se poate fără model. Dar din păcate în ziua de astăzi nu prea mai avem modele. Dacă ne uităm și la cei care ne conduc. Nu vreau să fiu rău. Nu vreau să fiu rău și nici, cum să spun eu, prea pesimist, așa, dar sigur că raportându-ne la o scară de valori care acum este îngrozitor de răsturnată. Exact. Sigur că din punctul nostru de vedere al generației noastre nu prea mai există modele, pentru că ne uităm și ne luăm cu mâinile de cap văzând ce e în jurul Dacă nostru. Le căutăm, le găsim, pentru că sunt foarte multe știri pe care eu le găsesc despre elevi români care au câștigat și care nu prea, mă rog, se dau, noi dăm, care au câștigat premii internaționale. Modelele acestea există, trebuie căutate și promovate. Și în primul rând trebuie să le vedem, să vrem să le vedem, pentru că suntem o națiune cu foarte multe talente și mulți copii geniali care s-au afirmat în lume și se vor afirma mai departe și să depunem tot efortul nostru atât cât se poate să-i ajutăm, să-i înțelegem, să-i susținem, pentru că generația de mâine depinde și de ceea ce facem noi acum, așa numiți oameni mari. Să-i încurajăm să aibă încredere în ei înșiși, pentru că se poate. În momentul în care vrei ceva de la viață, tu ești primul care trebuie să faci primii pași și după aceea drumul împlinirii vine către tine. Și să le dezvoltăm talentele lor, pentru că vorbeam de talente. Păi asta a început în eu, să spun că n-am vrut să fiu nici rău și nici pesimist. Sigur că uitându-mă în jurul meu, nu mai am de ce să mă agăț gândindu-mă la un model, dar... Să fim bineînțeleși, la vârsta mea, acum aproape 50 de ani, deci am trecut de jumătatea vieții, eu nu mai am nevoie de un model. Eu mi l-am creat mai de mult. Dar poți să fii model pentru alții. Exact. Pe de o parte. Pe de altă parte, nici nu simt nevoia imperioasă să fiu eu modelul. Însă, în momentul în care mi se cere un sfat, aș prefera să știu să-l dau. Pe de o parte, pe de altă parte, copiii despre care vorbim, copiii talentați și cei care obțin performanțe, sunt mulți. Spune să fim bineînțeleși, noi suntem o țară, suntem un popor genial, suntem foarte buni în toate domeniile. Românii îi întâlnesc și mai ales în calitatea mea de redactor la Radio România Internațională, am foarte multe contacte cu românii din străinătate, cu diaspora. Și vreau să vă zic că au plecat din nenorocire, a plecat toată materia cenușie a acestei țări care nu știe să-i susțină. Ei, nu chiar, că ca să se întoarcă în bobeții. Îmi cer scuze, trebuie să vă întrerup, avem un ascultător pe fir care așteaptă de ceva minute. Marian Stere, mulțumim foarte, foarte mult pentru intervenția la această oră târzie. Cu mare drag și vreau să vă asigur de faptul că întotdeauna talentul va ieși la iveală indiferent de ceea ce se va întâmpla. Așa suntem noi făcuți. Trebuie să oferim atunci când primim. Mult succes în toate cele. Marian Stere alături de noi, Serviciul de Noapte. Îl avem în direct pe domnul profesor dr. Ioan Iacob din Capitală. Bună seara! Bună seara! Simt nevoia să intervin, fiindcă domnul Daniel Leguț, față de care încă sunt dator cu o întâlnire și cu un interviu, a povestit o amintire din copilărie. Ceva asemănător mi s-a întâmplat și mie, deci asta e o introducere față de o propunere care vreau să fac invitațiilor dumneavoastră, legat invitația de copii.
în clasa întâi, mă rog, am fost impresionat de o fetiță, o colegă. M-am dus acasă, am rugat-o pe mama să intervină pe lângă doamna învățătoare, să mă mute în bancă cu fetița respectivă. Mama, ca mama, s-a dus, a vorbit, a intervenit și am fost mutat în bancă cu fetița respectivă. Fetița se numea Gigi. Vă rog să mă credeți că n-am îndrăzit niciodată să privesc pe ea și marea mea declarație de dragoste pentru Gigi era atunci când citeam un abecedar C-C-C-C. Eram convins că acel Cici este înțeles de către ea și am trăit toată viața cu această amintire și cu această impresie. Această amintire este dedicată special domnului Daniel Neguță. Mulțumim că ne-ați împărtășit. Aveți întrebări pentru ascultătorii noștri? Mulțumim. Nu întrebări, ci o invitație pentru, o sugestie, mă rog, o propunere pentru invitații dumneavoastră, cât ați vorbit extraordinar despre copii și despre arta actorilor. Am inițiat pe baza tezei de doctorat al poetii transatlantic Hemingway de Rampou un proiect transatlantic în ideea de a dezvolta un schimb de experiență pe mai multe direcții. Una dintre direcții este cea, va fi cea legată de copii, atât pentru copii defavorizați. Soția mea, murind în 2006, la câțiva ani după operație de cancer, lăsând, aș vrea să organizez niște gale, manifestări, pentru strângerea de fonduri pentru copii afectați de cancer, dar să putem face ceva și pentru copii deosebiți, dotați, care ar trebui sprijiniți. Aceasta este propunerea. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Audiție plăcută mai departe. Încercăm, o să încercăm. Da, ideea de a face ceva pentru acești copii, mă rog, este a tuturor. Toți încercăm să facem în felul nostru. Și o să luăm legătura cu domnul profesor să vedem. Dânsul spunea la un moment dat povestea aceea, povestea cu Cici. Eu am trăit în clasa a doua. Apropo de ideea de a porni de la un copil timid, foarte timid, să ajung să vorbesc la radio, eu nu cred, dacă spuneam cuiva că eu o să citesc știrile la radio, dar eu nu scuteam un cuvânt, mă uitam și la omul lăsam, mă uitam pe lângă el întotdeauna. Stăteam cu o colegă Anca și într-o pauză și-a lăsat capul pe umărul meu. Eram în clasa a doua și toți colegii au zis, ops, Daniel și Anca, gata, se însoară acum. Deci, pentru mine, declarația de dragoste a fost capul pe umărul meu. 021-312-1054, dacă vreți să intrați în direct alături de noi, 0748-88-7766. Tudor din Capitală scrie, eu cred că nu faceți pe nimeni de râs, actoria se învață în timp, așa cum orice om învață o meserie prin practică. Teorie știe toată lumea. A, nu, probabil se referă la remarca mea, dar a fost spusă într-o glumă pozitivă, să spun așa, atunci când Violeta a început să ne spună câți actori nu au școală. Eu am vrut să-i fac oarecum să atrag atenția copiilor, exact asta. Nu faceți așa ca ei, dar nu că îi facem de râs. Nu faceți ca ei, asta era ideea, pentru că școala este totuși importantă. Povesteați despre momentele când voi ați fost îndrăgostiți și mi-aș dori să atenționez faptul că prin emoție se întâmplă foarte multe lucruri. Dacă noi ne dorim ca micuții noștri, copiii noștri să învețe cât mai bine, să le generăm emoții pozitive, pentru că emoția este cea care fixează informația și nu se uită niciodată. Violeta, voiai să adaugi ceva mai devreme? Da, vroiam să adaug ceva mai devreme în sensul că, într-adevăr, talentul trebuie să-l vedem la copii, trebuie să-l îndrumăm pe copil, dar nu cu, haide mamă că uite cu tărică ce a făcut sau că vecinul excelează copilul vecinului în fotbal. Sau ia meseria asta că e bănoasă. Hai să te faci și tu fotbalist. De ce spun? Pentru că am chiar eu în familie cazul acesta.
Ginerele meu, fiind din Republica Dominicană, fost fotbalist în echipa națională a țării sale, bineînțeles că are un fiu care, hai tată, la fotbal, hai la fotbal, cum să nu, mare fotbalist. A venit de 3 luni în țară, au venit aici, deocamdată sunt stabiliți în România, deocamdată. Pentru că după 14 ani de stat în state, mă rog, s-au gândit să se retragă și ei în România. Cel mic, hai la fotbal, a mers la o echipă destul de cunoscută, da? Cum l-a văzut antrenorul, mai, cum, mulatru, ești de acolo, mamă, ăștia sunt aletați din naștere, așa, au în sânge fotbalul. Aiurea, merge copilul, da, are tehnică, da, stă băiatul să-i vină mingea la picior, nu aleargă de niciun fel. Păi aici intervine școala, șlefuirea. Nu, stai să spun, stai să zic, lasă-mă să povestesc, pur. Merg și eu cu el la antrenament. Bă, uite, bă, zic, dar ăsta n-are niciun zvâc, nicio dăruire, n-are în el să-și dorească. Vorbesc cu antrenorul, domne, are potențial, dar nu vrea, nu dă decât 30% din ce poate, atât dă. Pleacă și în cantonament, pleacă în turneu, da? Așa. Nimic, îl pune foarte puțin să joace. Ia, mă, ce vrei tu să te faci de rușine, mai de nu știu ce? Mă, vrei la fotbal? Nimic, lăsa capul în jos. Mă, mai vrei la fotbal? Te duc? Nimic, lăsa capul în jos. La un moment dat îl ia fica mea și întreabă, mă, dar tu chiar vrei fotbal? Să auzim că dacă vrei not, vrei... Vreau basket! Vreau basket! Așa cu înflăcărat, doamne, și l-am dus la basket. Prima zi la basket, antrenoara au spus... Wow, nu se poate. Câtă dăruire. Doamne, asta înseamnă. Și a descoperit? Uite, asta înseamnă. În momentul în care îți dorești ceva, acel ceva îl faci, lucrul acela iese minunat. Iese extraordinar. Așa este și în teatru, și în actorie, și în orice meserie. Și un cal, dacă îl potcovești, doamne, dacă le-ai pus potcoava cum trebuie, calul ăla să simte bine și merge bine, nu? Vă întrerup pentru că avem la telefon pe doamna Cristiana Tara, este din Germania. Acum, sărut mâinile, vă ascultăm cu drag. Alo? Sărut mâna. Sunteți alături de... Acum vă auzim. Da, bună seara. Numele meu este Tara. Vă sunt din Germania, din Saxonia, lângă Hanovra, din orașul lui Hitler, Brown City. Vă ascultăm cu drag. Adică orașul Tăcerii Maro și orașul lui Heinrich der Löwe, cu asta iubită Matilde. Adică este un amestec între Brașov și București și este o ploaie de cultură aici, adică se întâmplă niște lucruri formidabile. Eu v-am ascultat cu multă atenție pe dumneavoastră, care sunteți niște oameni foarte puri. Am înțeles că este vorba despre o actriță, de moderatorul acestei serii, domnul Crainic, da? Crainic, da, Felix Crainic, pe acolo, da. Așa, perfect, așa. Scuzați că ești ala. Nici o problemă. Deci, nu, trebuie să fim exacti. Eu sunt pictor pe porțelan, printre altele. Și, deci, este o discuție absolut formidabilă. Ascultăm pe această doamnă, pe actrița, numele vă rog. Violeta Nicolae sau Jetta Heimer? Așa. Deci ascultam pe actrița care la un moment dat vorbea foarte deschis despre problema copiilor. Și eu cred că asta noi trebuie să ne concentrăm perfect. Adică este o prostie, vă rog să mă iertați că sunt un om foarte direct. Deci nu am limite, nu am frică, nu am nimic. Sunt un om de artă și nu discut. Deci eu sunt un om de artă și nu discut. Punct. Deci, foarte clar să le fie, numai în România există această prostie, această imbecilitate fără seamăn, că ne trebuie diplome. Nu ne trebuie, domne, nimic. Că nici Iisus n-a avut nici diplomă de timplar și de nimic. Unul la mână, doi la mână. Dacă te naști cu un talent, cu un milion de talente, vine de sus. Iar dacă nu te naști, vine de jos și cazi în cap oricum. Indiferent cât de rău ai fi și orice ai fi în stare să distrugi, n-ai să reușești până la capăt. Aici se pune problema artă pentru artă. Și valoarea, adică viitorul nostru, nu noi să fim drăguți și buni cu copiii, ci noi să avem grijă mare, că le suntem atât de datori
Și noi trebuie să învățăm de la ei atât de multe, mai ales de la cei cu dezabilități. De la ei, pentru că ei sunt sufletul, ei sunt rădăcina, ei sunt puritatea, ei sunt hrana, ei sunt pământul, ei sunt lumina lumii și sarea pământului, ei sunt, nu noi. Foarte pline de înțelepciune și de suflet toate. Mai departe, o clipă, ți-am mă rog. Puțin că sunt furioasă, nu, dar să știți că vin știrile peste. Am făcut un efort de voință și de înțelepciune, nu, că trebuie să fiu controlată. Ca să nu-i zbucnesc ca un vulcan să fac prăpăd. Oricum o să fac. Așa, deci mă scuzați pentru această ieșire, ne la locul ei. Nicio problemă, doamne. Cetățenii germani, deci fiți atenți, cu toții și foarte clar să fim. Cetățenii germani, că altfel nu pot să le spun că și eu sunt nemțoagă. Nu contează. Nu mai contează nici asta. Așa. Deci ei sunt, tu poți să fii, nici nu știu cum să vorbesc. Așa, mai bine nu vorbesc. O să vă rog să vă grăbiți un pic pentru că mai așteaptă lumea pe fir. E dacă te identifică, te ridică exact cum meriți. Asta e mesajul. Să învățăm de la copii. Atât, să rămânem copii. Vă mulțumim foarte mult. Frumos foarte, mesaj. Foarte important. La revedere. Să rămânem. Să rămânem. Bine, doamne, mulțumim. Să învățăm de la copii. Da. Dumneavoastră. Să rămânem copii. Asta e unul din lucrurile cele mai importante în actorie, să redescoperi copilul din tine. Să descoperi copilul din tine și să înțelegi că acest copil, indiferent de vârsta pe care tu o ai, își dorește să se joace, pentru că joaca îi aduce împlinire. Am întâlnit oameni de 80-90 de ani care au sufletul de copil și privirea de copil și care nu se dau deoparte atunci când este vorba de a se juca cu cei mici sau cu alții din jurul lor. Adevărații bunici. Adevărații bunici, pentru că joaca îți dă un tonus anume, joaca te face să înțelegi, să iubești. În timp ce se vorbea, mă gândeam, dar marile genii care au făcut fel și fel de invenții de-a lungul sutelor de ani, ce fel de școli au avut? Thomas Edison, care are peste 1000 de invenții la activ, de-abia a făcut câteva clase acolo. Din școala primară. Da, l-au dat afară, sigur. Da. Și cu urechea, cu timpanul spart și fel și fel de alte probleme. Deci, talentul, geniul, ține de factura noastră umană, pentru că Dumnezeu ne-a creat într-un anume fel, tocmai ca să putem, prin ceea ce a creat, să ne dăruim. La un moment dat a existat un psiholog care foarte mulți ani a trăit în stradă, nu avea ce mânca, nu avea unde dormi și la un moment dat s-a mobilizat și a spus: de acum încolo eu am să fac bani și am să mă descurc, să fiu pe picioarele mele. A reușit. Și da, după aceea și-a dorit după aceea foarte mult să ajute și a dat pe toate mail-urile pe care le-a avut, a dat informația: eu vreau să-i fac pe oameni milionari. Au venit foarte, foarte multe mesaje către el și el a împărțit oamenii care l-au căutat în două grupe. În prima grupă i-a pus pe cei care vroiau ca prin talentele lor să facă bani, iar în grupa a doua pe cei care vroiau să facă bani și după aceea să-și folosească talentele. După câțiva ani buni s-a reîntâlnit cu ei și a constatat că cei mai mulți milionari erau cei din prima categorie care, folosindu-și talentele, darurile, au reușit să facă bani. Da, și facem o legătură între... Uite, și acum o glumă, să zicem că se spune de obicei: ai grijă ce-ți dorești, că se va întâmpla. Poate se întâmplă. E bine, eu o să o spun mereu: Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Cine știe, poate, poate. Da, da, ai talent? Ai talentul lui? Nu, talentul lui. Tu îți folosești talentele tale. Exact. Spuneam la început, televiziune, cinematografie. Da. Da. Asta pentru că îmi permite să fiu orice îmi doresc. Pe scenă sau în fața camerei de luat vederi pot fi oricine vreau eu. Pot să fiu atât emoțional cât și psihic și psihologic, pot să fiu
oricine îmi important doresc. Este să și transmit, să spun eu de pe scenă cum este. Să și logic, asta nu mai asta se înțelege de la sine, că trebuie să transmit celuilalt emoțiile pe care le trăiesc și eu în personajul respectiv, nu? 021-312-1054, puteți folosi acest număr în ora următoare pentru a intra în direct alături de noi. Pentru mesaje scurte, 0748-887766. Geta Haimer, Violeta Nicolae și Daniel Neguță aici în studioul Radio România Actualități pentru serviciul de noapte. O să vă rog imediat după știrile de la fix să reluăm discuția dintr-un punct pe care îl tot pândesc, dar n-am apucat până acum. Am sesizat, nu știu dacă să o numesc cu frustrare, dar o ceva care vă macină acolo în întâmplarea asta, competiția asta dintre profesioniști și amatori. Scurt, am dreptate sau n-am dreptate? Da, și puțină, mi s-a întâmplat. Puțină, da. Deci chiar mi s-a întâmplat să primesc o replică așa. Hai să dezvoltăm acest subiect după știri. Avem o melodie până la fix, după aceea ne reauzim în direct. Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Serviciu de Noapte cu Felix Crainicu. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități. Un serviciu de noapte pe care vă invit să-l ascultați și online, romaniaactualități.ro, sau să ne urmăriți video și pe Facebook, pe pagina noastră Radio România Actualități. Vorbim despre artă, despre amatori și profesioniști în acest domeniu, despre frumos, despre armonie și așa mai departe. În studio, Violeta Nicolae, animator TV, Geta Haimer, psiholog, realizator TV, scriitor și al nostru Daniel Neguț, cel care vă citește știrile atunci când nu este la serviciul de noapte pe post de invitat. Da, și când nu am repetiții la teatru. Felix Carmen scrie pe Facebook: arta este ordine, armonie, este semnătura civilizației. Talentul înseamnă să fii capabil să mulțumești oamenii. Până la urmă, publicul te validează, nu? Nu contează, corect. Nu te întreabă nimeni la sfârșitul spectacolului unde ai terminat, cred, decât dacă, nu știu, are cine știe ce. Și dacă ai sala plină, atunci înseamnă că ești într-adevăr, și dacă ai și a doua oară sala plină, nu numai prima dată, înseamnă că într-adevăr ai știut și ai putut să transmiți ceva, nu? Spectatorilor, da, nu? Transmite... Eu așa cred. Contează exact ce spuneai, Felix, înainte de ora 1. Contează destul de mult și percepția colegilor profesioniști. Da? Am stabilit. Profesioniști sunt cei care au studiile de specialitate, să zicem, ca actor, Institutul de Teatru. Eu am altă teorie. Profesioniste la care câștigă bani din ceea ce face, până la urmă. Da. Da, dar mie mi s-a întâmplat să mă lovesc de actori care m-au întrebat că dumneavoastră, deci filmam împreună, dumneavoastră aveți Institutul de Teatru? N-am Institutul de Teatru, e adevărat, am Școala Populară de Artă în două părți, dar pe vremuri de mult, în București și Brașov, dar n-am. Și s-a uitat așa lung la mine, ca la un... adică... Era un paria. Da, deci n-am Institutul de... Aoleu... Da... Și nu știu, Violeta, cum te-ai raportat la diversele filmări? Da, nu. Să știi că nu prea am avut cine știe ce. Bine, mai mi s-au întâmplat și incidente că, vezi, Doamne, totuși nu am prea multe studii de actorie. Dar știți vorba aceea, cine te recomandă? Talentul. Și... Știi cum era acum? Două rânduri, două mari și două mici. În sfârșit, hai, glumă, dar hai să vorbim serios. Da, într-adevăr, uneori ne lovim de cei cu studii, trei ghilimele, nu pot să arăt ghilimelele acum, și cei care, vezi, Doamne, nu avem prea multe studii în această artă a actoriei, atât pe scenă cât și ca animator TV. Ai auzit TV. Pe dar, și în muzică e la fel. Da. Da, se pare că într-adevăr există și probabil că va exista în continuare un conflict, pentru că suntem considerați că, vezi, Doamne, le luăm publicul sau eu știu ce-o fi, nu știu, zic și eu așa, da, sau, na, le furăm reclamele în care suntem noi distribuiți, dar la urma urmei regizorul alege, da,
Deși pe partea asta regizorul alege printr-un casting ce tipologie se potrivește proiectului respectiv. Deci noi nu avem nicio vină, cei care suntem doar talentați și nu prea școliți. Vreau și eu să povestesc despre un prieten de-al meu care se numește Gheorghe Iovu. Foarte multă lume a auzit despre compozitorul și interpretul Gheorghe Iovu. El nu a făcut nicio școală de muzică, el cântă la orgă. Cu ani în urmă a făcut școala populară de artă, dar chitară. Singur a învățat să cânte la orgă, a compus sute de melodii, nici una nu este pe note, pe partitură, și a reușit să cucerească întreaga lume cu muzica lui. De-a lungul timpului, Gheorghe Iovu a fost educat, ca să spun așa, de diversele personalități care știau să cânte foarte bine la orgă, la pian, și mi-amintesc cum aceștia stăteau lângă Gheorghe Iovu arătându-i fel și fel de tehnici de apăsare pe clape, de ținerea mâinilor, dar ceea ce emiți, ceea ce transmiți prin sufletul tău trece dincolo de cuvinte. Gheorghe Iovu, care a reușit să transforme muzica, nu zic în artă, ci în cântecul sufletului, a reușit, fără să aibă o școală specială, să aducă tămăduire și înțelegere foarte multor oameni. Am venit cu acest exemplu pentru că de multe ori ne lovim de ideea aceasta, vai, nu ai școala respectivă, nu poți să mergi mai departe. Am întâlnit foarte mulți scriitori care au scris mult și bine, fără niciun fel de școală. Mă refer acum la domnul Pavel Coruț, cu care chiar astăzi am făcut câteva emisiuni la televizor, care a scris 171 de cărți fără să aibă facultatea de litere și totuși a fost unul dintre cei mai citiți scriitori din România. Și rămânând la muzică, să mai vorbim de Pavarotti, nu? Unde a ajuns, pe ce culme a ajuns fără școală de muzică. Corect. Sunt foarte mulți, sunt foarte mulți, atât de la noi cât și peste hotare, care nu au avut cursuri de actorie și au avut doar talent. Și foarte mult și conjunctura. Pentru că se aliniază niște astre acolo pentru tine. Se aliniază și totodată dacă nu le-ai făcut în tinerețe și pe aceea te-a luat valul vieții și te-ai însurat, te-ai căsătorit, ai făcut copii, doamne, la un moment dat, chiar și la vârsta a doua, poți să faci ceea ce îți dorești, nimeni nu te oprește. Și exact cum mi-a spus și Geta, aici de față, nu uita să nu adormi copilul din tine, lasă-l treaz, indiferent de vârstă, adică nu neapărat la 70-80 de ani, cum a zis ea, că mulți poate dintre ascultătorii noștri vor spune, păi da, dar la vârsta aia dai în mintea copilului. Eu acum revin și spun, lasă-l în tine, întotdeauna rămâi copil, rămâi copil. Și oameni buni, este atâta goană în ziua de astăzi, după să am, să fac, să drept, factura aia, vine aia, rată la casă, rată la nu știu ce. Mai oprește-te, domne, mai oprește-te, mai miroase un trandafir, cum se spune. N-am trandafirul, dar vă opresc eu acum, pentru că l-avem la telefon pe domnul Lucian Avramescu. Bună seara, bun venit! Bună seara! Copilul din dumneavoastră unde este? Păi, copilul din mine vrea să doarmă și m-a știut că vreau să dorm. Eu dorm cam între 12 și 3 și jumătate noaptea, cam astăzi, de când eram prin liceu. Acum sunt la vârsta 15-a, dar tot cam ăsta e intervalul meu de somn. Așa că de asta m-ați nimerit copil somnoros care vreau să dorm și mi-ați stricat, m-ați băgat în vise cu... Vorbiți despre talent, despre antitalent, despre dacă șlefuiești talentul sau dacă el vine în tine așa, hodorong, tronc, de la Dumnezeu, din cer, din pământ. Din... Părerea dumneavoastră care este? Da, la ora asta n-am nicio părere. Ce părere? La, câte? Unu? Și 13-14 minute.
Doamne Dumnezeule, trebuia să n-aveți ce face, adică n-ați avut un talent special să lucrați ziua, se simt ora de noapte mereu, aveți și două doamne acolo, se simt îndrăgostit de ele, aveți un amor special. De viață vedeți întotdeauna. Vedeți trei, astea cu două gagici, nu prea dă, nu prea sună ca lumea. Dar adică noaptea vine? Noaptea cu două, înțeleg, actrițe și... Domnule, domnul Felix, da? Da, vă ascult cu drag. Păi domnul Felix, păi sunteți suspect. Aș și de invidiat, adică, da, eu sunt doar cu nevasta lângă mine, da. Un refren dintr-o melodie spunea, dragostea se face minim doi. Da. Eu am scris o poezie pe care am auzit-o de atâtea ori la televizor, la radio, la pe discuri, pe vremea mea. Se chemau discuri, se chemau, era, și o spune unul Caramitru și o cântăreață pe care o cheamă Loredana Groza. Așa. Bună seara, Evito. Bună seara, Evito, te aștept la din cer. De fapt, e singura poezie pe care mi-o știu, pentru că am învățat-o de la dumneavoastră, de la vreo 30 de ani se tot cântă. Pornisem... Bună seara, Evito, te aștept la din cer, să-mi aduci continente de pali din ster, cu trenul acesta personal și singer. Bună seara, Evito, te aștept ca din cer. Bună seara, Evito. Da, numai noi doi am fi pe pământ. Numai dragostea noastră, nu, voi sunteți trei. Da. Pardon. Suntem patru chiar, Daniel Neguță da, aici alături. Da, da, și domnul Daniel, da, care m-a sunat, mi se pare, ieri la și că nu trebuie să dorm în noaptea asta. Da, nu, doar m-am rugat. Ce vă pot fi, cu ce pot fi de folos frumoase astea emisiuni de la 1 noaptea? Putem începe cu ideea noastră de pornire de emisiune. Nu există facultate de talent. Da, cam așa e. Talentul l-ai, nu-l ai, scrii, joci, pictezi. Da, și mai trebuie să șlefuiești un pic la el. Trebuie să-l prepari așa în timp, să-l prăjești pe toate părțile, să-l întorci, să-l facă o omletă. Adică dacă îl lași doar de capul lui cu ce ți-a luat Dumnezeu, s-ar putea să nu... Băi, Panaitis Stratis, de exemplu, dacă ia fi plecând de la un scriitor faimos, el a plecat ca un fel de copil al nimănui, vagabond, de prin brăilele alea, la malurile Dunării, prin grecii, prin a fost de toate, ospătar, să ajungi să te iubească mari scriitori ai Franței, să scrii în limba franceză, să ajungi un mare scriitor. Nu știu, probabil că talentul ăla care a germinat în el până la a da un trunchi puternic și mare a fost alimentat nu doar de uriașele experiențe de viață pe care le-a trăit, unele dintre ele nefaste, dar ci și de o poftă de a simți în el harul, da, și a creat cultură. Să scrii fără cusur, ca și Emil Cioran, în limba franceză. Da. Da, cu Eliade spunea parcă visez doar în limba română. Visele rămân în limba maternă. Visele rămân în limba maternă. Nu poți să visezi decât în limba maternă. Da. Ce sfat sau ce ați transmite unui amator, între ghilimele, unui artist care pornește la drum, nu știu, în puterea vârstei, la 30, la 40 de ani? Eu am mi-am descoperit un talent târziu. Ăsta de scriitor îl aveam de când eram prin clasa a patra, când visam să ajung romancier, dar am fost atât de puturos că nu puteam scrie romane. Fiecare roman pe care l-am început l-am abandonat. Abia acum am scris un roman care se cheamă Despre singurătate, la o vârstă care nu mai e deloc jură, și pe care îl lansez pe 14 august acum peste câteva zile la Sângeru, unde am făcut un muzeu al pietrelor cioptite de țărani pe care l-am donat poporului român. Sunt vreo 3.000 de pietre, peste 3.000 de pietre adunate în toată țara. Este unicul muzeu al pietrelor cioptite de meșteri populari. Sunt pietre de utilitate în gospodărie, dar care sunt extrem de frumoase, sunt extrem de frumoase. Talentul ăsta eu mi l-am descoperit de vreo 20 de ani. Adun pietroaie de prin toate satele, de prin toată România și am făcut această uriașă colecție unde peste câteva zile va susține un concert nepotul lui Alexandru Tomescu, ăsta care cântă la vioara Stradivarius, scârța și el pe toate marile scene ale lumii cu vioara lui. Dar cu talent.
Dar cu talent, corect. El a și făcut conservatorul, dar eu n-am făcut conservatorul, dar eu când din frunză, din fluier, în grădină, da. E, cum să zic, talentul ăsta, m-a întrebat cineva, mi-a dat telefonul o tipă de la Ministerul de Resort, dacă Muzeul Pietrei, că a ajuns în, asta a fost omologat, dacă are specialiști. Și zic, ce să zice, muzeografii, că care e mult? Păi zic, eu sunt muzeograf, eu sunt ghid, eu sunt colecționar, n-am niciun salariat, am avut doi, n-am avut cum să-i plătesc. Drept pentru care eu, nevastă mea și copilul meu facem pe ghizi, deci am devenit și ghid și zic, eu sunt. Păi zice, da, ce să scrieți, că am scris vreo 40 de cărți. Majoritatea de poezie și alte priceperi n-am. Și am priceperea asta de a aduna pietre și de a povesti oamenilor ce se pite, ce stă pitit în fiecare piatră pe care o am în curte. Le-am povestit, de exemplu, despre râșnițele, sunt niște râșnițe, nu știu dacă le știți. Le știți, că sunt toată țara, și în Bucovina, și în Banat, și în toate satele submontane. Sunt niște pietre care au un paspartu interesant și dacă tragi, Platon știți că zicea că cercul e perfecțiunea, dacă tragi o linie mediană pe piatra asta, obții două jumătăți. Și am avut o minune, mi s-a arătat, pe poarta sărutului, dacă aveți în minte imaginea, este exact imaginea acestor râșnițe de piatră pe care le găsești în toate statele și cred că Brâncuș de acolo s-a inspirat. Deci cele două jumătăți alcătuiesc cuplul perfect. Cele două jumătăți care se sărută pe poarta sărutului. E, și eu le povestesc oamenilor lucruri de genul ăsta. Și zice, da, ai calificare să povestești asta? N-am calificare să povestesc să fiu muzeograf. Dar uite că am făcut această minune care se cheamă Muzeul Pietrei și unde peste câteva zile, pe 14, vă invit pe dumneavoastră dacă aveți timp. Vă mulțumim mult! Asistat la un concert susținut de Alexandru Tomescu. A, să vă spun și aici o poveste apropo de talent. Bunicul meu și străbunicul lui Victor Avramescu, un tip cu 4 clase, dar care a ținut jurnalul până când l-au trimis ăștia la canal ca dușman al poporului. Copil de văduvă săracă, un tip cu 4 clase, Victor Avramescu, a făcut războiul, că tot sărbăm centenarul, dar la un mod atât de jenant, nu? Da. Și Victor Avramescu a fost la Mărășești, a scăpat, au avut 17.000 la Mărășești, el a scăpat cu zile, s-a întors în sat și la 23 de ani a fost ales primar liberal. Și un tip care a făcut și avere, a avut 4 copii, unul a fost tata, 3 băieți și o fată. La toți le-a cumpărat pianine. De ce le-a cumpărat bunicălui pianine, el cu 4 clase, copil, nu avea niciun muzician în familie, dar a visat ca unul din copiii lui să ajungă muzician. Uluitoare această... Ei, sora tatei Margareta s-a măritat Tomescu, scrie bunică meu jurnal, ce-o fi găsit Margareta la Tomescu, că de câte ori vine la mine la sângerul, zice, bea un butoi de țuică. un tip simpatic, da. Mă rog, funcționar de bancă, era proprietarul, că s-o ia proprietarul cinematograful ăla de pe Grivița cu... Fazorelie foi acum Maria Tereza cu fotograful Dacia. De lângă Gara de Nord. Da. Lângă Piața Matache. Da. De lângă Piața Matache, da. Exact. Deci sora tatei s-a măritat cu cinematograful ăla, da. Mă rog. Ei, vreau să spun că băiatul Margarete a ajuns un important pianist al României. A fost profesor la liceu George Enescu, a murit acum câțiva ani, din păcate. Iar băiatul lui este Alexandru Tomescu, care cântă la Viola Stradivarius și care este extrem de bine cotat în lume ca violonist. Eram ca ziarist în grupul de presă care o soțea pe Iliescu în al doilea mandat, eram în Filipine. În primul mandat, eu am o agenție de știri a Impres înființată în 91 și în primul mandat n-am avut acreditări de acolo, că am dat o știre cu studentul Frumușanu, omorându-se pe pis de la balconul de la Piața Victoriei, mă rog, și ne-au suspendat acreditările, că este o știre criminală, ne-au dat la televizor, la radio, asta, pe mine am scos bandit național. Mă rog, știrea o aveam de la un procuror și era extrem de bine documentată, de o novadă că un major de SPP a fost condamnat după niște ani.
pentru chestia asta. Mă rog, m-am împăcat cu Iliescu când s-a împăcat și el cu regele, noi fiind monarhiști, bunicii mei au fost așa. Și eram în Filipine și în Filipine toate ziarele aveau pe pagina întâia portretul marelui violonist european, nu ziceau român, Alexandru Tomescu, care concertează din nou la Manila. Iar pe pagina 6-a, pe 15 cuadrat jos, era vizita de stat a președintelui României Ion Iliescu în Filipine. Și am arătat în drum spre Japonia la viu, zic, domn președinte, uite diferența dintre artă și politică. De ce povestesc lucrul ăsta care pare că n-are legătură cu talent, pregătire? Dom'le, talentul este și zvâcul ăla divin care ce i-a venit lui bunică să se cumpere pianine la copiii lui. Și el care nu cânta la pian, clămpânea și el avea avusese o gagică pe tinerețe, o învățătoare care zică că s-a omorât, era un bărbat bine, bunică, nu? Așa s-a a părăsit-o pentru bunică mea, care era mai frumoasă, o Maria, de mierea mea. Dom'le, bărbații sunt groaznici. Da, inclusiv asta care stați între două doamne acolo, pe care nu le aproximezi după voce așa. Da, trebuie să fie sexoase dacă stați la unul cu ele la unul jumate. Chestiune de noroc. Da. Noi vă mulțumim pentru toate gândurile frumoase pe care ni le-ați dăruit prin versurile dumneavoastră. Că sunt invidios, vedeți că sunt plin de invidii. La ora asta invidiez tot. Da. Păi da, să nu vă mai răpim din timpul de odihnă. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumim mult pentru invitație. Toate cele bune, să fiți sănătoși și să țineți emisiuni până la ziua. Dacă nu vă apucă somnul, stați până la 5 dimineața. Sper să aveți unul, doi ascultători. Avem, eu avem. Am fost până acum cu nevastă mea, v-am ascultat, suntem pe poziție, v-au sunat și din Germania. Era o doamnă care părea cam bărbătoasă așa după voce. Dar nu știu ce v-a zis, v-a sunat și de prin București. Iată că eu v-am sunat sau vreau să mă sunat pe mine? Deci aveți o soție de nota 20 dacă a stat lângă dumneavoastră atâta timp. O felicităm și mulțumim. Bine, zin cu tine că mie îmi place să mi se spun așa. Nevaia e a doua nevasta mea. Am avut un unchi care s-a sunat de 11 ori, dar eu doar de 2 ori. Da. Mulțumim mult, o seară plăcută. Mulțumim mult. Lucian Avramescu alături de noi, Radio România Actualități, serviciul de noapte. Cristian Jiga scrie: trăiesc în Canada de 30 de ani, cunosc mulți oameni cu diplome înalte, muritori de foame și în același timp foarte mulți fără școală, multimilionari. Dacă ai școală, nu înseamnă că ai totul. Da, trebuie să știi ce faci, să faci, cel mai bine este să faci acea școală care ți cizelează ție aptitudinele. Și să mergi pe direcția pe care ai găsit-o ca să te dezvolți în așa fel încât să fii de folos celor din jur. Pentru că, până la urmă, degeaba faci tu fel de fel de opere dacă nimeni, în ghilimele, nu ți le cumpără. Degeaba facem și noi în trupa noastră de teatru, am face cine știe ce piese dacă n-ar veni publicul. Pentru că, până la urmă, existi datorită celor care te apreciază, datorită publicului, ca artist amator. Eu aș vrea să completez aici faptul că nu încercăm să spunem copiilor, băi, ești talentat și nu mai faci școală, Doamne ferește. Nu, ci din contră, dacă consideri și dacă crezi și dacă îți dorești cu adevărat ceva, acel talent care tu excelezi prin pictură, prin a cânta cu voce, cu instrument, prin actorie, prin orice, atunci încearcă să studiezi acel lucru. Nu mă fac artist pentru că câștig bani. Se câștigă bine, da. Nu mă fac manicuristă sau mă fac, eu știu, cosmeticiană, mă apuc să pun gene false că ia uite, iau o căruță de bani. Îmi fac nu numai asta, pentru că în viață nu contează numai banul. Nu contează, dar atâta timp cât îl faci, ce faci un lucru cu dăruire, să faci un lucru care să-ți placă, trăiești. Și ce frumos este să te trezești dimineața să spui cu mare plăcere. Unde mergi? La servici.
Să o spui cu plăcere, serviciu, pentru că te duci undeva unde îți place. Corect, corect, sigur că da. Asta este, asta încercăm să spunem, atât să spunem tinerilor, adolescenților, care sunt de multe ori nedumeriți și nu știu în ce parte să o ia. Părinții spun într-un fel, fă-te cu tare sau cu tare. Asta încercăm să le spunem: copii, dragi copii, urmați-vă instinctul și ceea ce doriți să faceți. Și dacă vreți să fiți sănătoși, încercați să faceți măcar din când în când ceva ce va aduce bucurie, împlinire. Sănătatea este condiționată de această stare care ne încarcă mereu și mereu sufletele. Să nu renunțăm la ea, indiferent ce spun cei din jur. Bun, ai un talent, ești copil, îți vine să rup chitara în două, știi că ești cel mai bun în curs de perfecționare, să spunem așa, să devii propria ta variantă extraordinară, nu te lasă părinții, trebuie să faci medicină, nu știu, se discuta mai devreme că am vrut să am copilul medic, dar tu știi că ești cel mai bun chitarist din lume, ce faci? Aștept să treacă timpul, să-ți găsești împlinirea ca ai tăi, să fie mulțumiți și să găsești momentul prielnic când începi să te dezvolți și să-ți deschizi aripile. Am o poveste aici, scuze Daniel, am văzut că vrei să spui ceva. Nu știu dacă nu cumva este chiar reală. Un pensionar, să spun așa, un domn la o vârstă respectabilă, 70 plus, se duce la un mare artist și arată câteva tablouri. Uite, am realizat tablourile astea în ultimele luni, ce părere ai? Nu e ce trebuie, uite, na, ce să spun acum, sunt jalnice, lasă-le încolo. Uite-le și pe acestea, ce părere ai? Wow, extraordinare, sunt minunate, nu știu, cine e artistul? Păi sunt tot eu, dar aveam 20 de ani pe vremea aceea sau 15 ani când le-am pictat, numai că nu m-au lăsat să termin pictura părinții. A? Cum e? Și mai este încă o variantă a acestei povești, când cel care a făcut aceste tablouri se întâlnește cu cineva care la acea vreme trecea ca mare cunoscător și așteaptă un răspuns, o apreciere sau nu. Și respectivul îi spune, a, nu sunt bune. Și peste ani și ani și ani se reîntâlnesc, se uită la aceleași tablouri și cel care cu ani în urmă a criticat, acum a spus, măi, domnule, sunt minunate, de ce nu ai mers cu ele mai departe? Îi se răspunde, pentru că în urmă cu ani și ani te-am întâlnit pe tine și mi-ai tăiat aripile și elanul spunându-mi că nu sunt bune. Deci e bine să ai și o a doua opinie. Și mai, dacă îmi permiteți, mi-aș dori să vă spun o scurtă povestioară. Este o formă de metaforă prin care am putea înțelege că este important să ne facem treaba. Într-o zi, o pădure a luat foc. Toate animalele din pădure, speriate, au venit să vadă ce se întâmplă. Nimeni nu a luat atitudine. Numai pasărea colibrii s-a dus la lac, a luat în ciocul ei apă, a venit și a aruncat-o peste foc. Animalele au spus, cum crezi tu, măi, așa mică cum ești, ca ai să fii în stare tu să stingi pădurea? Colibrii răspunde, nu cred că am să reușesc lucrul acesta singură, dar știu că mi-am făcut treaba. Datoria. Da, și apropo de ce spuneai, nu te lasă părinții să rup chitara în două și te vor medic, păi o să fii atunci un medic care cântă la chitară. Foarte... Dar sunt atât de multe formații de muzică simfonică, mai ales formate din medici. De acord, de acord. Dar mă refeream așa, nu știu, la... știi că ești următorul James Hetfield sau următorul Santana sau următorul, nu știu, cine vreți voi, alegeți un nume. Nu știu, eu mare, aș spune mare. Că dacă nu-i convingi, atunci... încerc să împaci și pasiunea ta și dorința lor. Numai că să nu fie acea situație de care spuneam. Ei vor să te faci medic și la prima injecție leșini. Că nu suport să vezi când se înțeapă pomul. Și atunci... Da, dar poate lucra în cercetare, să descopere ceva important. Da. Deci trebuie să ai o abilitate și e bine dacă ai încă de când ți-ai descoperit acel talent. Toate aceste abilități și talente se pot vedea de foarte mult timp, deci copiii de cum se nasc se pot afla aceste abilități. Dacă asiaticii știu să afle. Și dacă vor să afle. Asiaticii știu ce și cum să facă, de aceea
au foarte multe talente care s-au dezvoltat și au cucerit lumea cu ele. Bine, și noi avem talente foarte multe, dar nu prea sunt mediatizate. Hai să fim serioși că avem copii care sunt premiați în străinătate la tot felul de olimpiade de matematică, avem care au luat medalii la atletism, care au, da, și nu sunt mediatizați prea mult de aceea, dar nu că nu avem, avem talente. Nu mă refeream la vârfuri, mă refeream la ceea ce poate oricine să facă. Oricine poate să facă orice își dorește. Dacă își dorește cu adevărat, un lucru, poți să-l faci. Dacă n-ai avut timp la tinerețe, nu te-au lăsat în adolescență părinții să te duci mai departe la o facultate care ți-ai dorit-o tu, sau să faci ceea ce dorești tu, sau nu vrei facultate, foarte bine, ți-ai terminat liceul și ai vrut să te faci bucătar, du-te, doamne, fă-te bucătar. Mie mi-a dat degeaba o lecție. Părinții vor, du-te la, fă-te avocat, că tu câștigi bani dacă ești avocat. Dar mai vreau să mă fac bucătar, mă duc bucătar. Urmă... Dar o faci cu dăruire și o faci că-ți dorești. Eu sunt pe principiul ăsta. Eu am fost de mică foarte independentă. Eu am fost, ce-am vrut, aia am făcut. Și nu m-a interesat nici gura lumii. Că zice vecina nu știu ce. Că mama mai spunea, mamă, dar uite că vecina, uite că fata cu tare de pe stradă, că uite, eu sunt din București, m-am născut pe Grivița, da? Între golanii din piața Griviței, pe acolo, am copilărit. Ei bine, asta este. Am fost independentă și am făcut întotdeauna ce am vrut. Și ca să te completez oarecum, tot încerc să intru, dar nu, n-am loc. Că, așa. Mie mi-a dat o lecție un băiat de 16 ani, eram deja în radio, am vrut să iau un interviu, era șahist bulgar, venise în România și a susținut un simultan, sau mă rog, o serie, și l-am întrebat dacă se poate trăi din șah. Și mi-a dat un răspuns pe care nu-l uit, mi-a zis, din orice se poate trăi dacă ești bun. Corect, corect. Lecția de viață. Și ca să fii bun, ce trebuie să faci? Ceea ce-ți dorești, nu ceea ce ți se impune. Și talentul pe care l-ai. Fără discuție, normal, dar să faci ceea ce dorești, nu ceea ce ți se impune. 021-312-1054, dacă doriți să ne contraziceți în direct, 021-312-1054, prin SMS 0748-887766. Nu mai avem foarte mult din emisiune. O să vă rog să umblați la cutiuța cu amintiri. Primul contact cu scena? Nu pot să zic. Primul meu contact cu scena a fost în timpul liceului, din dorința de a mă schimba. Așa cum spuneam, am venit în liceu după ce în școala generală eram, cred că, cel mai timid băiat din școală. Nu îndrăzneam să privesc o fată în ochi, nu îndrăzneam să stau de vorbă cu cineva, eram, mă roșeam. Și am venit în liceu și zic așa, deci pe autoeducație am pornit. Și zic așa, domnule, nu se poate, oamenii ăștia nu mă cunosc. Ok, în colectiv nou, hai să arăt că sunt altcineva. Și am pornit cu acest altcineva forțat. Vorbeam cu omul, mă uitam forțat în ochii lui, deci o de ambiție. După care a apărut posibilitatea acestui, mă rog, această idee de teatru care a fost în liceu și cu mentorii despre care am vorbit, cu Silviu Stănculescu, care a fost foarte, foarte apropiat de mine, de la care am învățat foarte multe, și care m-a luat așa un pic, m-a cizelat pe ideea aceasta de nu neapărat să joc teatru. Era mare lucru să vorbesc în public, adică teatru nici nu mă gândeam. Și atunci am ajuns prima dată pe scenă, mi-a plăcut, am pornit pe idee, spuneam că armata am făcut-o de fapt la teatru, cu o piesă care am ajuns în finală la Cântarea României, cum era pe vremea aia, și eram singurul soldat din trupa de teatru a unității, formată din ofițeri, subofițeri. Și de aici încolo a fost ușor, pentru că dintr-o dată, în momentul când vezi că îți place, dincolo de talent, să-ți placă ceea ce faci. În momentul când vezi că îți place, încet, încet încerci să ajungi pe făgașul acela. Nu, îmi place lucrul acesta. Ok, hai să vedem. Ce n-am?
Păi încă n-am o mișcare scenică foarte bună. Încă nu știu ce să fac cu mâinile. Hai să învăț. Pentru actori, primul lucru, atunci că și eu acum mă lovesc de asta, în cazul actorilor amatori pe care i-am în trupă. De foarte multe ori, bun, ce faci pe scenă? Păi trebuie să ai ce să faci acolo. De ce ești în punctul ăsta? Nu stai să te plimbi degeaba, trebuie să ai un scop. Ce faci cu mâinile? Hai să vedem. Dar și profesioniștii de aceleași probleme s-au lovit și ei la început. Și încet, încet, prinzi niște lucruri care ți intră în reflex. Și de aici poate că începe să apară și talentul pornind de la o abilitate. Nu neapărat de la un talent înnăscut, ci de la o abilitate și de la o dorință. Hai să nu fiu așa, să fiu altfel. Și așa am început eu încet, încet să merg pe scenă. Și acum dau și o lecție la alții. Eu nu cred că există amatori și profesioniști. Există doar oameni talentați și mai puțin talentați. Bun. Primul contact cu scena, Violeta? Primul contact cu scena a fost de mult, de mult, de tot, când eu vroiam să mă fac actriță. Dar ia uite ce am întârziat eu la examen. Și nu m-au primit. Și atunci m-am dus la arhitectură. Cât? Să câștiga bine. Era vremea, și se făceau blocuri așa, direct, cu macaraua, pac, venea blocul, camera deja, da, betonată frumos. Am mers cu arhitectura și până la urmă nu dar era erai de talentată mine. La desen? Eram. Eram talentată la desen. Pentru că să faci arhitectura dar, și să nu tragi două linii drepte? Cum? Eram talentată, dar până la urmă m-am gândit că tot nu e de mine. Și uite, așa am continuat eu cu sportul. Am excelat în sport. Da, mi-a plăcut foarte mult. Dar, se poate trăi din sport? Se poate trăi din sport, sigur că da. Dar până la urmă m-am îndrăgostit și am făcut și un copil. Și m-am lăsat și de sport. Și uite așa, pe urmă, mai la bătrânețe, mai la vârsta a doua, ca să zic așa. A ajuns prin televiziune. Am ajuns prin televiziune și de aici am descoperit că am talent, am cochetat și cu teatru și încă mai cochetez, că asta este. Am ajuns în televiziune, mi-am dat seama că îmi place foarte tare, am început studii de regie și de actorie. Dar nu la institut, ca să facem delimitare. Așa, nu? Da. Încă nu la institut. Am absolvit o școală de duminică de regie și actorie, dar la UNATC, dar nu facultatea, da? De UNATC. Doar o ramură în cadrul facultății. Școala de duminică. De se poate descoperi, se poate cizela talentul și se poate, la un moment dat, nu neapărat poate, de copil. Dacă nu. Cum spuneam, eu am fost totdeauna o fire independentă și o fire rebelă și nonconformistă. Și atunci am vrut întotdeauna să fac ceea ce vreau eu și ceea ce îmi place. Și am descoperit că îmi place actoria, îmi plac camerele de luat vederi, îmi place scena, îmi place să mă transform în orice. Sunt foarte cameleonică și îmi place, îmi doresc să pot să transmit emoții. De altfel, idolul meu este Charlie Chaplin, pentru că acel om îți putea transmite așa de multe emoții, de la agonie la extaz, fără să scoată un cuvânt. Iar Marilyn Monroe era de o senzualitate extraordinară, care n-a mai întâlnit-o la absolut nici o artistă. Foarte multe au încercat să o copieze, dar au trecut, pentru că este o linie foarte subțire, ca o pânză de paianjeni, între senzualitate și acea vulgaritate care dă spre sexualitate.
Da. Ca să spun câteva cuvinte și despre mine, eu m-am îndrăgostit de teatru, în școala gimnazială. Am descoperit teatrul scris și am început să scriu, și am creionat fel și fel de roluri pentru colegii mei pionieri. Și pentru că pe vremea aceea nu prea existau trupe de teatru, am hotărât să punem în scenă ceea ce scriam. Și așa am făcut o trupă de teatru cu colegii mei de clasă și după aceea au urmat sute și sute de alte cărți citite și mi-am dat seama de această importanță extraordinară a cuvântului pe care îl pui în gura celui care interpretează un rol. Și viața noastră, de fapt, este un rol. Cât de important este să citești? Uite, mi-a venit acum o întrebare, îmi cer scuze lui Felix, pentru că am auzit scriitor spunând, ce să citesc? Eu scriu cărțile, cum să citesc? Da, trebuie și una și alta, e nevoie și de una și de alta, și să citești și să scrii și să interpretezi la un moment dat și dacă suntem atenți și sinceri cu noi înșine, de multe ori vom constata că am fost actori de foarte multe ori. Suntem actori în fiecare minut, atâta timp cât trăim. Cât trăiesc, eu consider că joc un rol și sunt actor și pe scena vieții. Copilăria. Fără discuție. Mătușa mea s-a făcut șofer de tir la 54 de ani. Acum are propria sa mașină, Alex din Mureș. Eu nu am pus un pas contra ceea ce vor copiii mei și mă bucur unde au ajuns toți trei, căci se ocupă de sufletul oamenilor. Sunt un tată norocos, un mesaj nesemnat. Felicitări celui care a scris acest lucru, chiar dacă nu s-a semnat, felicitări. Și uite că vârsta nu contează să-ți îndeplinești o dorință sau ceea ce dorești tu să faci. Celălalt mesaj. Da? Deci nu contează vârsta. Nu contează. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru tema emisiunii. Doamne, cât de mult bine este după un program, cât de bine este după un program de serviciu de multe, multe ore și iată că este musai să mă trezesc peste alte 5 ore pentru a fi prezentă la serviciu. Nu dispun de program de internet, acesta este motivul că doar renunțând la o perioadă de somn am reușit să mă bucur de această emisiune binevenită în viața mea. Pentru doamna din Germania, un pupic dulce. Vă mulțumesc, Margaret. Mulțumim că ați stat alături de noi. Ok, ne apropiem de final. Ce concluzie tragem? Părerea mea este că atâta timp cât îți dorești cu adevărat, poți să faci și să fii oricine vrei tu. Nu te împiedică vârsta. Rămâi copil întotdeauna, să nu spese niciodată de ceea ce spun cei din jur, iar adolescenților mă adresez copii, totuși puneți mâna pe carte, da? Că bătând maidanele nu ești actor, artist, muzician și alte cele, indiferent cum ar fi. Iar adulților, oameni buni, lăsați graba. Lăsați că facturile vin și luna următoare și lumina și absolut tot și nu uitați să fiți copii, nu uitați. Da, spuneam eu odată că trăim într-o asemenea grabă încât și atunci când vrem să mângâiem pe cineva nu reușim decât să-i dăm o palmă din cauza vitezei. Așa se duce palma. Și... Da, eu mi-aș permite să îi sfătuiesc pe ascultătorii noștri să învețe și să insiste în a-și asculta sufletul, pentru că acolo, în adâncul lor, există întreaga bogăție sufletească și, datorită acestei bogății, vor reuși să fie într-adevăr fericiți și împliniți dacă o ascult și urmează pașii necesari. Da, și pe de altă parte, atunci când vorbeai, Violeta, mă gândeam, ce faci dacă la un moment dat, cum spuneai și tu, te-ai căsătorit, ai făcut un copil bun, ai o pasiune, dar mai apare și familia care trage de tine. Mâine trebuie să mâncăm, astăzi trebuie să mâncăm. Lasă pasiunea aia ta, că... De.
Stai un pic. În primul rând, început nu te lasă părinții, după care s-ar putea să nu te lase restul familiei. Nu, nu, nu. Eu consider că, cel puțin, familiile moderne nu mai sunt așa. Să nu uităm, Daniel, totuși că în ziua de astăzi o femeie are ceva de spus, da? Nu mai este bărbatul cel care dictează, ci amândoi, atâta timp cât și el are o pasiune și o poate, da, face, își poate face, exersa acea pasiune și o poate îndeplini și soția, partenera lui de viață, poate și ea la rândul ei să facă, da? Deci stai un pic. Ne putem, dacă vrem cu adevărat, putem să fim și să facem orice ne dorim, mă repet. Da? Dacă îl iubești cu adevărat pe cel de lângă tine, îi permiți să-și aducă bucurie prin talentele sigur, sale. Da, sigur că da. Deci nu, iar când, în momentul în care ți se spune, nu, nevastă, ce e de tine să te duci tu, ce actriță, bă, ce trebuie ție, bă, stai acasă. Păi de la micu plânge. Păi atunci și tu îi spui, mă iubitele, știi ce? Ce berică, mă? Iată că ți-am luat de la supermarket. Iată berică aici. Nu? Da. Pe? Da, mor. Da, pleci tu cu băieții la bere. Nu te eu dezminți. Și eu. Ești dintr-o bucată așa. Păi, și nu, mă, nu. Da. Nu îmi rămâne de... Mai băiai să adăugi ceva, Daniel? Te rog? Da, nu vreau decât tot ca o concluzie. Deci, până la urmă, hai să ne urmăm pasiunile și să încercăm să facem, dacă avem timp. Deci dacă începem mai de vreme așa, dacă avem timp să facem din asta, din pasiune să facem chiar o meserie și să câștigăm din ea, iar dacă nu și ne apucă la 70 de ani să pictăm, 80 de ani, este o pasiune care rămâne. Tot îți aduce bani până la urmă, nu, să știi. Până la urmă este pentru sufletul tău. Este pentru, păi orice faci, stai un pic, în momentul în care ai o pasiune, ai un... Nu, eu nu mă gândeam la bani acum. Păi stai un pic, ai o pasiune, normal că o faci cu toată dragostea, o faci cu... Și trebuie să, normal, o fructifici până la urmă, na? Un pictez un tablou, nu mi-l cumpără nimeni, acum exact cum m-a dat exemplu și Geta. Îl vând la 80 de ani, dacă nu l-am vândut la 20, dar până la urmă tot îl vând, nu? Sau deci că nu te lași. Pentru că eu spun că orice este făcut cu pasiune și cu dăruire este excelent, pentru că te face fericit și faci fericit și pe cei din jur. Nu ești un om tacitur, nu ești un om, da? Rămâneți copii și urmați-vă visurile, oameni buni. Așa să fie. Mulțumesc foarte mult pentru această noapte. Vrei să dau ceva, Geta? Vreau să spun că dacă ne dorim ceva cu adevărat, putem face și atunci când intri în talentul tău și îl dezvolți, este un semn că într-adevăr ai început să te iubești. Iubiți-vă cu adevărat! Serviciul de noapte, Radio România Actualități. Rămâneți cu bine!